Onorați invitați, societatea se schimbă, societatea românească s-a schimbat, societatea de astăzi are alte așteptări decât societatea de acum 10 ani sau de acum 25 de ani de imediat de după Revoluție. Societatea se schimbă și se schimbă așteptările societății. Se schimbă așteptările față de clasa politică. Și dacă diferența între așteptări și realități devine prea mare, intrăm în criză. Mulți au vorbit în aceste zile despre criza în care ne aflăm. Mulți au vorbit despre criză, puțini au definit-o. S-au ținut cuvântări cu diferite ocazii și astăzi în Parlament. S-a spus că nu am avut o criză guvernamentală. S-a spus că nu am avut și nu avem o criză parlamentară. S-a spus că nu avem nici măcar o criză politică. Și atunci se pune întrebarea legitimă, dar ce fel de criză avem? Avem cea mai gravă formă de criză. Avem o criză de încredere. Avem o criză de încredere a cetățeanului față de politicianul pe care l-a ales să-i reprezinte interesele. Încrederea este bunul cel mai valoros în politică. Se câștigă greu, se pierde foarte ușor. Această criză de încredere ne-a dus în situația în care suntem acum. Am vorbit mult cu liderii politici, am vorbit cu oamenii din stradă, am vorbit cu reprezentanții societății civile. Protestatarii mi-au spus că sunt nemulțumiți de clasa politică, vor altă clasă politică. Politicienii mi-au spus că au înțeles așteptările, că au înțeles solicitările, dar politică fără partide politice, așa mi-au spus, nu se poate. Este foarte adevărat. Politică fără partide politice nu se poate. Dar, într-o democrație, nici fără popor nu se poate. Dacă politicienii se îndepărtează de alegător, atunci apare o situație similară cu cea în care am ajuns noi astăzi. Constatăm o înstrăinare din ce în ce mai profundă între alegători pe de o parte, clasa politică pe de altă parte. Așa s-a făcut că niciun partid nu a venit să propună un politician care să preia funcția de prim-ministru. Așa am ajuns eu să propun un independent pe domnul Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru cu recomandarea de a pregăti un guvern independent politic. Acest guvern independent politic este o șansă pentru România.
fiindcă în timp ce acest guvern independent va guverna, partidele politice vor avea ocazia, timp de un an de zile, să se reconecteze la alegători. Ar fi excepțional dacă partidele politice ar folosi această oportunitate pentru a-și defini programe atractive, pentru a se apropia din nou de alegător, în acest fel să avem, după alegerile parlamentare, o clasă politică care reprezintă fără discuție alegătorii, fără criză și care cu multă energie va putea să continue să construiască România prosperă și puternică pe care ne-o dorim cu toții. Sper ca acest lucru să se întâmple. Domnule prim-ministru, onorați membri ai guvernului, vă felicit. Vă felicit pentru că ați primit un vot hotărât, da, în Parlament. Dar vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru curajul de a prelua acest portofoliu. Nu este ușor. Politicienii, mai devreme sau mai târziu, vă vor spune că, de fapt, nu-i reprezentați. Este o eroare. Este o eroare fundamentală. Guvernul, acest guvern, Dacian Cioloș, are absolut toată legitimitatea. A primit-o prin votul de investitură din Parlament. Puteți să mergeți drepți înainte, să vă puneți în practică proiectele, programele, politicile în folosul României. Acest guvern independent este un pas înspre clasa politică reconectată la alegători, înspre clasa politică pe care și-o doresc oamenii. Este un pas. Va dura un an de zile. Folosiți acest an din plin. Doamnelor și domnilor, un an de zile este puțin, este foarte puțin în politică, dar este suficient de lung pentru a guverna România bine, pentru a asigura un cadru foarte bun pentru alegerile locale, pentru alegerile parlamentare și pentru partidele politice care doresc să se reformeze. Vă doresc mult succes! Mulțumesc!